În ciuda faptului că avem drumuri blocate și localități izolate, zăpezile de altădată sunt acum doar o amintire. Potrivit estimărilor climatologilor, iernile vor deveni tot mai blânde, iar ploile vor lua locul ninsorilor. Și numărul zilelor cu zăpadă este tot mai mic de la an la an. Iar cel mai pesimist scenariu arată că România ar putea să rămână fără peisajul alb din cauza încălzirii globale. Iarna anului 1954 rămâne și astăzi în amintirea românilor ca fiind cea mai grea din istoria măsurătorilor ANM. Capitala a fost cea mai afectată de ninsoarea puternică de la începutul lui februarie. Situația dramatică era tratată cu umor la televizor. Peste întreaga țară s-au cerut zăpezi bogate, nesfârșite așternuturi de argint pentru ogoare, mirifice podoabe pe crengile care așteptau nostalgic îmbrățișările reci și pure. Marile orașe ale țării erau îngropate în troiene înalte de 5 metri, iar în unele zone munții de zăpadă ajungeau să acopere până și casele oamenilor, astfel că ușile și ferestrele nu se mai puteau deschide. Pentru că riscau să moare de frig sau foame în case, toată lumea s-a mobilizat și a ieșit afară să dea zăpada. S-au făcut tuneluri și tranșee. Atunci orașele țării, cu oamenii săi harnici, cu ostași și ofițeri în primele rânduri, au pornit o bătălie veselă, dar mai ales obositoare, împotriva zăpezii. Pe lângă ninsoarea puternică s-au înregistrat atunci și cele mai scăzute temperaturi, de până la minus 20 de grade. Am avut condiții specifice în care pătrunderea de aer rece și uscat dinspre nord, dinspre zona arctică, s-a întâlnit cu acest transport de umiditate dinspre zona Mediteranei. Oamenii își amintesc și acum zăpezile de altădată. Erau de 2 metri înălțime, 1 metru înălțime și începea să ningă de pe la 15 noiembrie. Iar acum chiar ne jucam cu sania, acum cam puțină zăpadă. Erau nămeți foarte mari, foarte mari. Înotai în zăpadă. Acum nu prea mai e cazul. Temperaturile sunt destul de ridicate pentru perioada asta. Anii au trecut, iar în România nu s-a mai înregistrat niciodată un episod ca cel din 1954. Ultimele episoade de iarnă autentică au fost în 2014, dar și în 2017, când a nins la începutul lunii aprilie. Efectele încălzirii globale la nivelul României. Pentru că avem temperaturi din ce în ce mai mari, inclusiv în anotimpul de iarnă, și atunci inclusiv raportul între precipitațiile lichide și solide s-a schimbat și începe să plouă din ce în ce mai mult în loc să ningă. După 1990, media anuală a temperaturilor a început să crească, iar după 2010 această creștere s-a accentuat. Crăciunul și Revelionul se sărbătoresc la temperaturi și de 20 de grade. Cea mai ridicată temperatură înregistrată în această lună a fost la Târgu Măgurele, 22,5 grade Celsius. În ultimii ani, ninsorile au fost mai rare, însă este iarnă în continuare. Am trecut doar ușor peste mijlocul iernii. În februarie-martie putem să avem fenomene specifice sezonului rece, dar da, în ultimii ani se pare că decembrie este cam fără ninsoare. Astfel că am ajuns să fim cu adevărat surprinși când vedem fulgi de zăpadă, mai ales în orașe. Cei mai calzi ani din ultima jumătate de secol au fost 2000, 2015, 2019 și 2020. În schimb, cei mai friguroși au fost 1980, 1985 și 1993.